Astăzi, 13 ianuarie 2022, este ziua de naștere a inconfundabilului scriitor Nicolae Iesenenko, cel care a lăsat drept moștenire bibliotecii unui Sforghibu manuscrisele sale. Până în prezent, noi, întreaga echipă, am reușit să oferim cititorului nostru doar o mică parte din ineditele esenencuiene. Ca să le enumăr. File din jurnalul unui scriitor, apărut în anul 2019, colecția inedite. Romanul Evrei, o frescă a realismului socialist, un roman inedit, apărut la editura Prut, Chișinău 2020. Pentru Nicolae Iesenenko, să știți că istoria a fost expresia totală a unui timp. Deosebitele fețe, luminându-se, developându-se, influențându-se și definindu-se reciproc. Dar Nicolae Iesenenko nu le-a luat în considerare în relația lor directă, imediată, care, la prima vedere, poate fi înșelătoare, ci în jocul de lumini și de umbre, de tainice reverberații. Adevărul descris în paginile romanului reprezintă experiența timpului pe care l-a trăit scriitorul, pe care l-am trăit și noi și pe care îl trăim și în prezent. Monografia bio-bibliografică Nicolae Iesenenko, fulminantă performanță literară apărută în anul 2021 în colecția Bibliografica, este un gest oferit cititorului nostru, dar și studentului, masterantului, doctorandului. În mod deosebit vrem să vă prezentăm în proaspăta apariție editorială cu titlul Nicolae Iesenenko, jurnalul unui scriitor, anul 1972-2021, oferit de editura Junimea, Iași. Jurnalul reprezintă pe lângă efortul de sinceritate, mai ales saltul evolutiv din raționalitate, din livresc, ieșire de sub gravitatea prejudecăților, drumul invers a celui parcurs de om în aspirația lui de a-și crea un instrument de viață pragmatică și de planuri exorbitante în zona eterică a imponderabilității. Marele valori ale literaturii noastre impun de la o vreme un asemenea complex de eforturi într-o editare a ineditelor unor scriitori cu o deosebită autoritate. Nicolae Iesenenko face parte din această pleiadă, scriitor cu un timbru binecunoscut prin rostirea de neuitat a cărților sale. Suntem convinși că vocea acestui inconfundabil poet, prozator, dramaturg, scenarist va fi recunoscută și din cuprinsul volumelor rămase needitate sau a prezentului volum File din jurnalul unui scriitor, cum l-a intitulat chiar însuși Nicolae Iesenenko. Volume asupra cărora lucrăm până în prezent cei angajați ai Bibliotecii Unii Sforghibu și al Laboratorului de Cercetări Literare și Bibliografice Unii Sforghibu. Vocea care le rostește garantează ea însăși autenticitatea. Mai mult încă, adevărul literar-artistic, un adevăr spus cu fascinantă sinenătate, cu tulburătoare liniște cucerită cu prețul altor neliniști, întrunește un preț, desigur, incalculabil, a cărui acoperire o reprezintă opera literară integrală de o viață a lui Nicolae Iesenenko. Pe final, o să vă citesc un poem scris în ultima oră a scriitorului. Cub de liniște, cub de singurătate. M-am retras într-un cub de liniște. Într-un cub de singurătate. Cineva zgârie încet cu unghia cubul. Tu? Este o adresare retorică nouă cititorilor.
de tainice reverberații.